Am revenit, doamnelor și domnilor, în piața satului Mureșan. Astăzi, de 1 septembrie sau începutul toamnei calendaristice, ne-am înconjurat și noi puțin așa de rujele de toamnă, așa cum le spuneam atunci când stăteam acasă. Florile de toamnă, acestea care înseamnă, sau atunci când înfloresc, înseamnă că vine toamna, toamnă care întotdeauna trebuie să aducă cu ea o serie de calcule și o serie de adunături, pentru că ne place să spunem că toamna se numără bobocii, și nu numai bobocii care merg la școală pe 10 septembrie, și toamna se numără bobocii și pentru celelalte lucruri pentru care, probabil, cărora le spunem generic planuri, planuri pe care le reluăm după o vară în care am stat, le-am rumegat, poate că ne-am mai și odihnit ca să putem să prindem forțe noi și să putem merge înainte. Astăzi, în încercarea de a număra bobocii, suntem alături de Ciprian Ardelean de la Cluj și am spus ca și temă galben codrui supărat, pentru că acesta este titlul unei piese pe care tu o ai în repertoriu și pentru că, iată, septembrie vine cu o paletă de culori din acestea care ne fac să ne amintim cu drag de vară și să ne sau să intrăm în toamnă nu atât de anxioși și de supărați că e prea dură toamna asta și cu frunzele codrului. Sunt numai galbene. În septembrie e paleta aia de culori foarte frumoase a codrului. Haideți să le spunem telespectatorilor despre aceste două piese. Am crezut viață în tine și lună, lună, soră bună. Ele cum s-au născut? Am crezut viață în tine a fost primul meu cântec. L-am scris, cred că în urmă cu vreo 10 ani. L-am ținut mulți ani ascuns, adică ascuns în sensul că... Nu l-ai cântat la nimeni. Nu l-am cântat la nimeni. Am stat acasă într-un caiet. Și când eu am fost o perioadă plecat din țară și când am revenit înapoi, m-am crezut de cuvință să-l scot la lumină. Și asta a fost și primul meu cântec din repertoriu. Deci lumea, dacă te știe cu un debut în lumea cântecului popular, te știe cu Am crezut viața în tine. Așa. Asta a fost și primul meu cântec. Și al doilea, lună, lună, soră bună. Da, la fel, asta a fost al doilea cântec. Cântecele mi le scriu singur. Mai am un prieten care mă ajută cu niște idei. Bănuiesc că niciodată un cântec nu se naște dintr-o dată, ci normal, versurile suferă de-a lungul timpului tot felul de modificări, mai adăugiri, mai tăiem, mai... Absolut, absolut. Cântecele în mare parte se fac din realitatea noastră. Din realitatea trăită. Da. Și la lună, lună, soră bună, ce poveste are? Lună, lună, e vorba despre mine, despre părinții mei, despre felul cum am trecut prin viață, cu bune, cu rele, și eu cred că mulți oameni se regăsesc în acest cântec. A prins și bine la public, a fost în spectacole cu cântecele astea și le-a plăcut foarte mult. Eu când am auzit cântecul acesta, am avut așa o senzație că sunt undeva pe dealul de la Urca, pentru că seamănă, sau linia melodică mă duce cu gândul foarte tare acolo. Nu știu, parcă ducea unui cântec de uliță, a unui om care merge seara târziu, poate și de la Mândre, poate la Mândre, poate vine de la Căpălit, deși vă spun, mie mi se pare așa o atmosferă și o poză ideală să mai văd pe cineva cu sapă în spate, poate vine de la Cosit și cântă acest lună, lună, soară bună, pentru că respirația îți permite, mergând pe drum, să cânți lună, lună, soară bună, nu? Da. E luna asta un fel de sfernic bun? Nu știu, eu așa mă... Așa ai simțit? Așa am simțit să încep... Să-i spun ei, da, să-i spui ei. Să-i spun ei, mai mult ca atâta că seara ieșeam afară și obișnuiam să stau afară, să-mi scriu cântecele și... Exact, la lumina lunii. Deci așa s-au născut. Și omul de obicei își pune durerea... sau orice are pe suflet, bala stea, o bala lună. Nu ne-ai povestit, de fapt, o parte interesantă, care s-ar putea să fie interesantă pentru ceea ce urmează în viața ta. Modul în care ai activat în diverse cercuri la nivelul adolescenței, pentru că ne-ai povestit că surorile tale mergeau undeva
să cânte, la unde se duceau, la ce? Era, nu știu cum se numai, nu știu cum se numea atunci, Rapsodia Someșană sau nu știu exact. Deci era un ansamblu de amatori. Da. Ansamblu profesionist. Era profesionist? Da. Și surorile mele cântau amândouă, vocal. Eu, normal că mă țineam de ele, nu, câteodată nu mă lăsau, câteodată mă duceau, eu fiind mai mic ca ele. Și câteodată erai singura soluție ca să ieși de acasă și să fii, da, și tu undeva, da? Și așa am început eu să mă apropiu și mai tare de muzică, de ei. Ele au văzut că am tragere spre cântec și nu s-au mai opus. M-au dus cu ele. Până într-o zi când mi-a luat singur zborul. Mai ții minte, mai ții minte o piesă cu care, mă rog, te-ai definit, te-ai remarcat în fața celorlalți? Cam care ar fi piesa aia care, nu știu, te-a transformat din copilul care cânta în fața oglinzii la copilul care putea cânta pe o scenă, să-l vadă și altcineva, fără stres prea mare? Nu știu să vă spun exact acum cântecul care, pentru că am avut o paletă mai largă. Dar cine erau idolii tăi, să le spunem așa, idoli? Mariana Andrighicescu, Achim Nica, Nicoleta Voica, artiști consacrați din Banat. Deci ăștia m-au atras de mic. Pentru că pe ăștia i-ai auzit în casă. Da. Și pe ăștia ai dus și tu pe scenă prin vocea ta. Deci, practic, începuturile tale au însemnat începutul cu repertoriul soliștilor consacrați din Banat, pentru că, de ce nu, un radio exista pe undeva, era un pick-up, așa cum absolut, îl știm și noi. Absolut, minte că aveam un pick-up vechi din ăla mare, cum era mai demult, cu placă și ascultam din și lemn, la radio, da, din așa. Lemn. Acum este un stick, gata, pui și... Acum e din ce în ce mai mic pick-up-ul. Nu mai mergem afară, sunt telefoane, tablete, din păcate se pierd multe, tocmai din cauza asta și din tradiții. Dar și oare, din... eu stau să mă gândesc așa, oare pierderea asta despre care povestești nu este și faptul că, iată, interpreții consacrați, poate unii sunt, poate unii nu mai sunt, n-au apucat, iată, să evolueze tehnic și să aducă pe piață CD-urile, n-au evoluat să-și înregistreze piesele, iată, în varianta aceea electronică, încât astăzi numai cu un click, dai click și se aude. Da. Și oare nu au, poate, prea mult de suferit aceștia, pentru că, iată, nu pot să ajungă la generația de acum, care folosește baza de date a internetului și pe unii au ridicat fanilor la nivelul acesta electronic al anilor 2018, dar pe alții dimpotrivă i-au lăsat în uitare. Sunt mulți care au așa numitele plăci de vinil, plăcile acelea, și care, iată, nimeni nu s-a căznit să reia de acolo, să înregistreze în variantă digitală, să le pună în marea bibliotecă numită internet, așa încât să putem azi beneficia și de cântecele acelor oameni, chiar la nivelul calitativ al unei înregistrări pe o asemenea placă de vinil. Din păcate, vezi tu cum e, răutățile sunt multe, sunt mari, și un solist nu e apreciat numai după ce îi se stânge steaua, din păcate, din punctul meu de vedere. Eu așa am văzut. Ca să afli ce om minunat ești, da, să aștept să te duci dincolo? Păi, din păcate, așa stă treaba. Din păcate. O să mai ascultăm niște piese în curând. Am ales De copil am prins norocul. Asta ne duce un pic mai spre veselie, parcă. Da. Este o poveste legată de soartă? Nu neapărat. Așa am simțit eu la momentul respectiv să scriu. Am momente și momente de inspirație, să spun așa. Și am dat curs să meargă și am scris acest cântec care a ieșit un joc frumos. Sper să le placă și telespectatorilor. Cei care te ascultă sau cei dintre cei care te-au ascultat spun că ai o tentă ușoară
spre pesimism, spre o fi și datorată ritmului cântecelor pe care le ai? Pentru că ale tale nu sunt foarte rapide. Oare asta induce și ideea că sunt cântece mai triste, mai, nu știu, mai lăuntrice, mai de căutat în interiorul sufletului? Eu am vrut să ating omul acolo unde trebuie și pe om îl ating întotdeauna cu cântecul. Dar atingi cu cântecul, însă e foarte bine să te păstrezi între două limite. Să nu mergi niciodată în extreme, pentru că e bine să-l atingi, dar nu e bine să-i tragi una încât să rămână la nivelul acela, încât să-l duci spre un soi de depresie. E tocmai de asta, pentru că la început am câteva cântece scoase, poate că unele sunt triste, dar îți povești din viață în care, cum am zis la început, se regăsești cu mulți în cântecele mele, dar asta nu-i tot. Eu mai am de spus încă. Te-ai gândit cumva să și alte cântece. Îți reînnoiești oarecum, să te rebranduiești, se numește astăzi, gândind niște cântece care să, nu știu, să redea speranță? Da. Pentru că omul are nevoie și de așa ceva. După ce e zdruncinat și lovit și trântit de toți pereții și îi aduce aminte de toate necazurile de pe fața pământului prin care trece, pentru că nimeni nu-i scutit de lucrul acesta, vii cu vocea ta și începi să clădești frumos, dar să și transmiți un mesaj. Pentru că de vorbit vorbește multă lume, de lălăit lălăiește și mai multă lume. Însă dacă după ce asculți o cântare nu rămâi cu nimic, nu ți se formează o imagine în minte, nu ții minte povestea despre care ai tot vorbit, parcă degeaba e toată cântarea asta. Vedem și la televiziunea de consum a cântecului. Toată ziua, bună ziua, parcă am aceiași oameni care se rotesc, pe unii nu îi ține minte nici cu numele, despre piese și mai puțin, și cred că, așa cum spun de fiecare dată, se pune accentul acela dinspre creație, spre om. Deci nu mai promovăm creația, ci promovăm omul. Am ales așadar două piese. E vorba de Copil, am prins norocul, și Inimioara mea, ce poveste are? Inimioara mea e o poveste de dragoste, poveste trăită de mine. Și mai mult ce să vă spun prin cântec, să vă las să ascultați, sper să vă placă. Din ce perioadă datează asta? Asta e în urmă cu 2 ani, am înregistrat-o la Cluj cu Radu Ciprian, Ovidiu Silaghi și Dorinel Puia, care e la saxofon. Dorinel Puia, dacă nu mă înșel, este absolvent al școlii noastre, al liceului vocațional. Pentru că eu țin minte că pe vremea când eram jurnalist, scriam despre un Dorinel Puia care lua premii. Nu e din Agârbiciu el cumva, din județul Sibiu? Deloc? Nu e micuț? Ba da. E micuț și rotunjor, deci despre același Dorinel Puia. La noi pot să spun că e cel mai bun, unul dintre cei mai buni suflători. Așa, să mai zici odată ca să audă și profesorul lui, care poate ne mai urmește din când în când, profesorul lui care îl ducea peste tot și pe urmă venea și ne arăta și nouă trofeele. Așadar, cele două piese, eu o să te invit să iei loc în spațiu special amenajat acolo pentru, dacă ai de transmis cuiva, nu știu, vreun gând, vreo dedicație, vreo urare, vreun salut, fie că sunt de aici, fie că sunt din alte părți, pentru că, iată, acum cu tehnica asta nouă, televiziunea nu se oprește acolo unde se oprește cablu și firma de cablu, ci se duce mai departe, ea fiind, emisiunea fiind publică, poate fi văzută oriunde, de oriunde, fiind și promovată, postată pe paginile noastre pe care le-ați răștiți, știrile ttm.ro. Nu știu dacă mă mai cunoaște, vreau să salut o prietenă foarte bună, nu ne-am mai văzut de ani de zile și nu știu dacă mă mai cunoaște acum. În varianta asta de folclorist, da. Te-a cunoscut așa sau altfel? Nu, așa nu m-am văzut niciodată. Mirela se cheamă, da. E fica primarului din Târgu Mureș și pe această cale vreau să-i salut pe amândoi și să le urez mult bine și sănătate. Multă. Dacă o fi prin Târgu Mureș, dacă nu, poate te urmărește. Zice, mă, uite, copilul ăsta îl știu eu de undeva. Cândva eram prieten, dar pe vremea aceea se ocupa de alte prostioare, nu? Da, eram ospătar în vremea aia, când ne cunoșteam noi. Ai făcut o evoluție, totuși, ai trecut. Da. Cum se numește masa unde serviți, unde scoateți mâncare?
se numește cumva... Ghiridon. Cum? Ghiridon. Așa. Unde se pune... Exact. Ai trecut dintr-o parte, da, în cealaltă parte. Nu mai dai comandă femeia, da, aia, da, și dai tu la cei care vin să îți ceară comenzile. Și, da, mai vrei să spui? Salut și pe mama, pe mătușile mele, pe bunica mea de la Suat și pe toată lumea care se uită, urmărește. Care se uită, că cu siguranță or fi și să se simtă fiecare băgat în seamă. Haide să te invit să iei loc acolo, transmitem și noi toate gândurile de bine și sănătate pentru toți cei care vă aniversați ziua de naștere. Suntem în zodia aceasta a fecioarelor, motiv pentru care le transmitem și lor, fecioare, de început de septembrie, multă răbdare. Este o perioadă în care trebuie să ne zbuciumăm mai tare acum, să ne zgândărim un pic mai mult ca să poată să iasă lucru cel bun la vedere. E adevărat că în minutele următoare o să ascultăm cântece care ne vor duce cu gândul spre ceea ce a vrut Ciprian probabil să ne transmite, dar și pe dumneavoastră vă invit să încercați pe cât posibil să mai lăsați din lacătele alea multe, multe închise, să se deschidă și poate că găsim și noi o variantă sau un rost pentru care ziua de mâine să fie mai mult așteptată decât înseamnă astăzi ziua de mâine. Așadar, de copil am prins norocul și apoi ne ducem pe câmpii și dealuri cu inimioara mea, Ciprian Ardelean. Am noroc în prag, că așa vrea Doamne, în lumea ce părinte, la copii noroc și minte. M-am născut în lume și cu atâta drag, și-o dorit măicuța, să am noroc în prag, că așa vrea Doamne, în lumea ce părinte, la copii noroc și minte. De copil am prins norocul, dar și-n viață mi-am găsit locul. Oriunde pășesc mi-e bine, că am norocul cu mine, cum să ține, că la om bun cum se întâie, dă-i dă noroc Dumnezeu, mă. M-am chinuit și nu am tras deloc, am parte de noroc. Har și bucurie, toate le-am primit din copilărie și sunt fericit. Nu m-am chinuit și nu am tras deloc, am parte de noroc. De copil am prins norocul, dar și în viață mi-am găsit locul. Oriunde pășesc mi-e bine, am norocul cu mine, cum să ține, că la om bun cum se întâie, dă-i dă noroc Dumnezeu, mă. Și cuvântul nu mi l-am pierdut, nu scumbate vântul, chiar dacă am crescut. Am 5-7 ani de acasă și am de toate, de fericire să-mi parte. Cinstea și cuvântul nu mi l-am pierdut, nu scumbate vântul, chiar dacă am crescut. Am 5-7 ani de acasă și am de toate, de fericire să-mi parte. De copil am prins norocul, dar
dar și în viață mi-am găsit locul. Oriunde pășesc mi-e bine, că am norocul cu mine. Cum să ține, că la om bun cum se întâie, dă-i dă noroc Dumnezeu, mă. Și sunt sănătos, că trage cu mine norocul frumos. S-au rugat părinții mei să am de toate, de fericire să-mi parte. Mulțumesc că-s bine și sunt sănătos, că trage cu mine norocul frumos. S-au rugat părinții mei să am de toate, de fericire să-mi parte. De copil am prins norocul, dar și în viață mi-am găsit locul. Oriunde pășesc mi-e bine, că am norocul cu mine. Cum să ține, că la om bun cum se întâie, dă-i dă noroc Dumnezeu, mă. Și m-am jurat azi noapte când m-am culcat, că noi mai iubim nici când, și mă țin de jurământ. Inimioara mea ta și nu firea, tat și rabdă-n piept la mine, și-i vedea că o fi bine. Inimioara mea ta și nu firea, tat și rabdă-n piept la mine, și-i vedea că o fi bine. Crezut că iubesc floare și acum vărs lacrimi amare, că am pornit pe căi străine, neștiute nici de mine. Inimioara mea ta și nu firea, tat și rabdă-n piept la mine, și-i vedea că o fi bine. Inimioara mea ta și nu firea, tat și rabdă-n piept la mine, și-i vedea că o fi bine. Și nu-i mai lăsa vreodată să intre dorul în ea, pace, mă și dragostea. Inimioara mea ta și nu firea, tat și rabdă-n piept la mine, și-i vedea că o fi bine. Inimioara mea ta și nu firea, tat și rabdă-n piept la mine, și-i vedea că o fi bine.
ai închet la mine. Eu te port și eu te țin, nu mă mai face să plâng. Inimioara mea ta și nu firea, taci și rabdă-n piept la mine și-i vedea că o fi bine. Inimioara mea ta și nu firea, de zeci dauri, de zeci nu, noi mereu pe același drum.